Salutare prieteni, vă prezint astăzi Swivel Pro, aceasta este cutiuța, 1100 de lumeni, reîncărcabilă, acumulator inclus, un acumulator foarte mare. mAh, avem lanterna, este inclusă în pachet, bineînțeles, cu un cablu de reîncărcare USB-C, acumulatorul este aici integrat în interior, lanterna sau lampa, nu știu, eu tot continui să le spun lanterne, se încarcă prin acest port USB-C, de aici, introducem cablul, celălalt... Cealaltă parte, USB-C, într-un încărcător de telefon, oriunde găsim o mufă USB-C. Bun. Asta este conținutul pachetului. Este o lampă felinar multifuncțională, proiector, sunt foarte multe. Sunt mai multe lanterne într-una. Hai să fac o comparație cu celelalte swivel-uri. Asta este swivel normal. Da? Swivel Pro, pe care îl prezentăm astăzi, și ăsta este Swivel Pro Max. Da? Ca și dimensiune, așa, fiecare produs are review-ul lui separat. Da? Am vrut doar să vă arăt ce avem. Bun. Deci, ca modalități de prindere, de așezare, de folosire, avem așa, deci se poate pune pe masă, avem cele două zone de iluminare, odată zona asta ce emite o lumină dispersată, da, este un COB, chip on board, un LED cu o putere, cu un randament foarte bun față de un LED obișnuit și o optică normală ca de lanternă clasică, se poate folosi când unul, când celălalt, nu în același timp. Panoul ăsta COB are și lumină albă și lumină roșie. Bun. Acum, ca și cum putem să-l folosim, de fapt, de ce este multifuncțional, îl putem așeza din punct de vedere al prinderii, să spunem, da? Adică unul ținem, îl putem ține în mână, da? Și luminăm cu partea asta, butonul fiind aici, da? Și îl ținem ca pe o lanternă obișnuită. Bun. Putem să-l ținem, bineînțeles, și cu dublu click, nu ținem lung apăsat, cu ăsta și îl ținem așa și luminăm. Bun. Asta este basic. Apoi, putem să-l așezăm pe masă, în felul ăsta. Da? Bineînțeles, cu pe o masă obișnuită, ăsta e maximul, deci se poate pune așa, da? Și luminează, să zicem, în sus sau în partea asta, așa puțin. Sau așa și luminează pe aici. Sau așa. Bun. Îl putem agăța. Aici avem o carabinieră. Da? Și îl punem așa și îl agățăm, vă dați seama, la cort, la într-un garaj, în casă, îl agățăm de lustră, de un mâner, de clanță, de orice și plus că îi putem și regla, da? Că el va sta așa cumva, îi putem regla, da? Uitați, luminează în jos acum. Da, nu știu cum să țin, adică el agățat va fi perfect paralel cu solul sau așa și luminăm pe aici cu optica mică. Mai avem magneții, se poate fixa pe orice suprafață metalică, pe caroseria mașinii, pe ușa garajului, pe un raft metalic, în debara, oriunde, pe orice, sunt foarte puternici magneții ăștia. Da? Poate să stea așa, da? Putem să-l punem în ce, în, pur și simplu în ce, ia uite, putem să-l sucim așa, 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 bun, mai avem gaura asta, este o gaură standard de trepied. Asta este un trepied de la Olight, nu este inclus în pachet, doar vă arăt cum se prinde el. Da, l-am prins așa și din nou, da, îl punem sau reglăm trepiedul pe o dimensiune mai mare. Hai să pun cea mai mică de aici, frumos, pac.
îl așezăm așa frumos, pac, pac, și acum poate să stea fără problemă și mai a plecat. Știți că se bascula. Ok. Da? Sau așa, îl punem mai sus, frumos, pac, pac, l-am strâns și vedeți, poate să stea și luminează aici, jos și aici. Bun, deci astea sunt tipurile de prindere, nu cred că să le fi scăpat ceva celor de la Olight. Deci foarte multe posibilități, practic ei, nu există poziție în care să nu îl putem fixa. Acum să vă arăt cum funcționează. Avem un singur buton de operare aici, amplasat. LED-urile astea sunt albastre, dar destul de mici. Ele sunt foarte vizibile în condiții normale, acum e foarte multă lumină, dar ne arată nivelul bateriei, astea de aici. Ok. Și cum funcționează? Deci odată aprins, apăsări scurte, îl pornește și se stinge. Dacă dorim să modificăm modul, intensitatea, da? Imediat după aprindere, apăsări succesive, da? Și balează între mediu. El pornește pe mediu prima oară, da? Mic, mediu, mare și oprit și le rea ciclic, da? Odată pornit, putem să schimbăm pe partea asta prin ținem lung apăsat, da? Și aprindem panoul principal, COB, că asta e marea șmecherie. O lumină perfect distribuită, foarte puternică, cu un consum foarte mic, asta înseamnă o autonomie senzațional de mare. Da? Apăsări succesive, trece tot așa, pornește pe mediu, mic, mediu, mare, roșu continuu și roșu intermitent. Da? Roșu continuu și roșu intermitent. Gândiți-vă dacă aveți un accident, dacă avem un accident, Doamne ferește, undeva pe un drum neluminat, pe autostradă, da? Pui ăsta, l-ai lipit pe caroserie sau pe orice, pe palustradele alea de pe marginea drumului, deci oriunde, mai departe mă refer, da? Îl dai așa pe ăsta și cu siguranță ăsta se vede de la kilometri. Ok, și semnalizează, adică este un semnal atipic, lumea își va da seama că e ceva neregulă și vor încetini sau vor fi atenți. Bun, lumina roșie este foarte bună în cazuri, în caz de ăsta, și este și foarte puternică, camping, pescuit, vânătoare în natură în general, pe lângă casă, dar afară, da? nu atrage insectele atât de tare pe cât atrage o lumină albă, da? Muște, țânțari, gândaci, și dacă nu avem nevoie de o lumină foarte de o lumină așa ambientală, roșu este o culoare în care ochiul nostru se adaptează foarte ușor. La ce putem folosi această lanternă multifuncțională? Tot atât de bine îi putem spune lampă de lucru, îi putem spune proiector, îi putem spune felinar, le face pe toate, este absolut senzațională, deci nu mi-am dat seama până nu am început să o folosesc. O putem folosi ca lanternă de mână, da? Folosim optica din față, da? Și luminăm pur și simplu ca o lanternă. Bun. Putem folosi tot ca lanternă de mână, în felul ăsta, da? Să inspectăm anumite suprafețe cu panoul COB, chip on board, o lumină dispersată exact ca în cazul felinarelor, se luminează toată camera sau o arie foarte mare, cu intensitate extrem, extrem de mare, hai să-l dau puțin mai încet, da? Putem să o așezăm cu același panou, da? O așezăm și luminăm masa, da? O punem așa, o arie, mâncăm la cort, în garaj, îl fixăm undeva pe o suprafață metalică, da? Și luminează undeva într-o debara, în mașină avem o pană, o fixăm de caroserie, da? Și îl îndreptăm fix acolo unde avem nevoie, da? În modul în care avem nevoie, deci practic este 4D. Așa, îl putem prinde, da, pe un trepied și îl folosim ca lumină când facem fotografii, filmăm, da, îl punem așa, pac, pac, pac,
pe unde ăsta și luminează. Gândiți-vă că eu am aici, am niște lămpi de studio și asta să vă arăt. Da? Ia uitați cum se vede. Da, deci am deasupra mai vreo 20-30 de mii de lumeni. Da, și tot luminează și luminează bine. O să vă arăt și afară ce poate să facă monstru ăsta mic. Putem să o ținem ca lumină de siguranță, da? Rămânem fără curent în casă, nu mai vorbesc de, Doamne ferește, de vreun cutremur, dar se poate întâmpla, cum s-a întâmplat acum în Turcia, da? Putem rămâne fără, nu mai zic dacă cade blocul, că e o situație extremă, dar putem să rămânem fără curent ceva timp, că vă dați seama, un cutremur puternic în România, așa. Monstrulețul ăsta ne asigură lumina pentru foarte multe zile, extrem de multe zile. Da? Ca și să vă faceți o idee, deci pe cel mai mic mod alb, adică 35 de lumeni, care este perfect utilizabil și luminează o cameră mai mult decât decent, în mod continuu luminează 84 de ore. Da? Gândiți-vă că dacă îi dăm drumul pe timp de noapte, dar nu stăm ca nebunii cu noaptea cu lumina prinsă, să zic 8 ore pe noapte, să spunem maxim, da? Asta cât înseamnă 10 zile, da? 80 împărțit la 8, 10 zile putem folosi această lanternă cu o singură încărcare, da? Dar nu o ținem, vă dați seama, 8 ore, mai și dormim câteva ore pe noapte, 20 de zile. Deci este incredibil cu o dimensiune foarte mică. Da? În mașină, pui unul în mașină, l-ai în mașină, îl lași în casă, îl lași, îl pui în garaj, ai un debarat, ai un șifonier, îl agăți de bara de la șifonier. Deci este practic, da? Cu ajutorul acestui cort, camping acolo e genial. Deci e absolut fantastic. Vă mulțumesc, vă doresc foarte tare să puneți mâna pe unul să-l folosiți și să ne lăsați un feedback, dar eu sunt mega încântat, de mult n-am mai fost așa de o lanternă scoasă de Olight, super, super, super folositor, util, mult all-in-one, prețul este mai mult decât decent, dacă pun și adun așa și îl pun la câte all-in-one e, da, e un best buy, fără să mă gândesc, e beton. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată.